Pentru mine tata a fost, evident, un om obișnuit, ci mare amintirile mele legate de el sunt ca foarte calde, ca ale oricărui copil față de tatălui. Evident, a fost un om foarte principial. Toată educația care mi-a dat-o s-a bazat pe patriotism, cu tot ceea ce presupune în respectiv dragoste de țară, de popor, de pământ, de literatură, de limba română, foarte vertical. A crezut cu strășnicie în valorile creștine, a fost foarte credincios, devotat și cred că asta l-a ajutat să treacă cu toate greutățile. Citesc în oglinda neagră a nopții numele infernului pe care îl străbat. Pitești. Urlu, sunt pruncul din pântecul morții lepădat în scutecul durerii. Buzele îmi sunt lipite de leucoplastul fricii. Mi-e frică. Mi-e frică de mine însumi, mi-e frică cel mai mult. Urletul se prelinge pe tavanul și pereții urechii, dar nu răzbate în afară. Îl înghit odată cu limba. Dacă aș răcni, durerile s-ar numi. Sunt pus în poziția de meditație și trebuie să scriu despre desfacerea lumii. Alături de frații de suferință, purtând aceleași măștele groazei, depun mărturie despre lumea făcută din minciună și ură, despre cele făcute și mai ales despre cele nefăcute. Mihai Buracu, eu sunt scriul. Bună seara și bine ați venit la o nouă lansare la Librăria Sofia. Despre destinul domnului Mihai Buracu, vă vorbi în seara aceasta istoricul Alin Mureșan și domnul Lavric, domnul Sorin Lavric, redactor al editurii. Bună seara, vă spun și eu. Cer scuze dinainte că voi sta jos ca să pot să fac o mică ordine în idei. În primul și primul rând, vreau să le mulțumesc caselor de la Librăria Sofia pentru evenimentul din această seară. E deja a doua oară când ne întâlnim aici și probabil nu e ultima dată. Vreau să le mulțumesc și eu invitaților din această seară că și-au făcut timp să vină pentru a vorbi despre o carte și mai ales despre un personaj, despre un om, despre Mihai Buracu. Pentru că, în fond, întâlnirea din seara aceasta nu este, din punctul meu de vedere, atât o lansare de carte cât un pretext, dar ne aduce aminte că am avut și încă mai avem câțiva foști deținuți politici. Din păcate, Mihai Buracu nu mai este printre noi fizic, dar mai există încă o serie de deținuți politici, din ce în ce mai puțin, de o cu tot o altă factură decât sunt în genere oamenii pe care îi vedem printre noi. Și țin la lucrul acesta, țin să subliniez că atât timp cât mai avem printre noi, e nu atât de datoria noastră cât spre bucuria noastră dacă îi cercetăm și dacă învățăm de la ei cât mai multe. N-aș vrea să mă lungesc foarte mult, însă voi dori să vorbesc pe de-o parte despre câteva cuvinte despre Mihai Buracu. Eu am să mă refer doar la experiența dânsului în Pitești, în reeducare, și pe de altă parte ca reprezentant al familiei Buracu, pentru că veți vedea că este relevant și lucrul acesta. Iar în partea a doua, dacă vreți, a intervenției mele, vă voi spune câteva cuvinte despre povestea acestei cărți, ce conține ea, de ce am ținut să o edităm, reedităm și de ce considerăm că merită adus în fața dumneavoastră. Așadar, voi vorbi despre Mihai Buracu mai mult despre ceea ce a pătimit el în închisoarea Pitești, pentru a-i lăsa posibilitatea domnului Lavic de a completa cele spuse de mine despre interacțiunea dânsului cu Mihai Buracu. Amândoi am avut plăcerea să-l cunoaștem și personal pe Mihai Buracu, care a trecut la domnul în martie anul trecut, dacă suntem în 2012, așa cum îmi vine acum în minte.
Nu l-am cunoscut eu personal și cred că nici domnul Lavric atât de bine pe cât ne-ar fi plăcut. Însă o simplă întâlnire de un sfert de oră cu dânsul era suficientă pentru a vedea cam ce fel de personalitate are și pentru a te lăsa impresionat de sensibilitatea deosebită pe care avea. Aceasta este și o trăsătură a cărții la care voi reveni puțin mai târziu. În ceea ce privește destinul lui în închisoare, Mihai Buracu a fost arestat în 1949, a fost condamnat la 2 ani de închisoare, o condamnare mică pentru acele vremuri, mare pentru mine astăzi dacă mă gândesc la ea. A fost arestat exact înainte să-și dea examenul de bacalaureat, deci era elev, avea 19 ani, a trecut prin tortura din Pitești la doar 21 de ani. Sunt și acestea elemente importante, pentru că, în genere, noi când ne gândim la cei care au trecut prin reeducare, foarte mulți dintre noi avem tendința de a-i judeca și repede de a ne gândi sau de a încerca să aflăm a cedat, a dat informații, a bătut și așa mai departe. Fără să ne gândim însă la faptul că ei, în marea lor majoritate, erau niște copii sau niște adulți în formare, dacă vreți. Ori nu știu cum am reacționat fiecare dintre noi la 22-23 de ani puși în condițiile în care au fost ei puși. Din cei 2 ani de închisoare a executat 5, cum remarca și domnul Lavic, pentru că în prefața acestei cărți, pentru că așa erau vremurile, n-a avut o atitudine cu minte în închisoare, prin urmare a primit alte 2 decizii de internare administrativă, cum se chemau aceste practic condamnări pe hârtie, deci nu în instanță, ci pur și simplu prin decizii ale Ministerului de Interne. Prin urmare a stat 5 ani în mai multe închisori și lagăre. Din acei ani, în Pitești a ajuns la începutul 1951, Mihai Buracu a făcut parte din ultimul lot torturat în celebra cameră 4 spital. A fost torturat timp de 2 luni de zile, aproximativ, între martie și mai 1951. Câteva elemente doar aș puncta din experiența dânsului acolo, fără să insist foarte mult pe torturile prin care a trecut. Un inventar foarte bun îl face domnul Lavric în cuvântul înainte. Așadar, la prima bătaie care s-a desfășurat în cameră și la declanșarea violențelor, Mihai Buracu a trecut printr-o experiență curioasă pe care foarte puțini deținuți trecuți prin Pitești au avut-o. Prima bătaie fiind de regulă destul de improvizată, așa s-a întâmplat că el nu a fost bătut. El pur și simplu a fost martorul torturării celorlalți din jurul său timp de 2 ore. Chiar dacă fizic lucrul acesta, să spunem că a fost spre beneficiul lui, psihic a fost o altă formă de tortură, pentru că a fost obligat să asiste la torturarea colegilor și prietenilor săi de către alți deținuți, de către alți colegi de celulă. Și sigur că lucrul acesta l-a marcat foarte tare. Pe de altă parte, așa cum știți, în Pitești, de marile sărbători religioase, erau puse în scenă adevărate liturghii negre, blasfemii de la un capăt la altul, iar Mihai Buracu a avut șansa să treacă printr-o astfel de liturghie satanică de Paștele în 1951, chiar din poziția de într-o scenetă imaginată de agresorii din cameră, a fost obligat să joace rolul asinului pe care Hristos intra în Ierusalim. Acest lucru coroborat cu torturile vreme de 2 luni de zile, cum spuneam, și cu faptul că a avut o atitudine demnă și a refuzat să cedeze, să ofere informațiile pe care îi le cereau agresorii din cameră,
Întreg consumul psihic și nervos au făcut ca Mihai Buracu să albească instant într-o noapte la doar 21 de ani. Cred că, indiferent cât de mult aș insista pe toate torturile prin care a trecut, n-aș putea să spun mai multe decât prin această simplă propoziție. Pe de altă parte, îndepărtându-ne puțin de lucrurile acestea mai greu digerabile, țin să subliniez faptul că foarte multe din trăsăturile de caracter al lui Mihai Buracu le aveam moștenite din familie. Tatăl sau părintele Corelan Buracu a fost preot militar, a servit în ambele războaie mondiale, a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania înainte de Marea Unire, a deranjat atât de mult încât a fost arestat de autoritățile austro-ungare chiar din timpul Sfintei Liturghii. Iar în perioada interbelică a depus o foarte bogată activitate dincolo de cea care îi revenea din postura de preot militar. A fost senator și deputat din partea PNC, a fost un mare, foarte mare filantrop, a fost un foarte mare om de cultură, foarte mult din viața culturală a Drobetei Turnu Severin, de unde era deloc, i se datorează în bună măsură. Deci, fără să intru prea mult în detalii, țin totuși să subliniez că era un om deosebit și, ca orice om deosebit, nu putea să scape de închisoare în perioada comunistă. O vreme a fost fugar, în cele din urmă a fost și el prins și arestat. În afară de părintele Curălan și de Mihai Buracu, alți doi frați ai lui Mihai, deci alți doi copii ai părintelui Coriolan, au făcut închisoare în perioada comunistă. Un altul dintre ei a murit pe front în cel de-al doilea război mondial. Prin urmare, se poate spune că familia Buracu a participat din plin la tot ce înseamnă lupta națională și lupta creștină până la urmă a acestui popor. Câteva cuvinte despre carte și despre felul în care ea s-a născut. Ideea ne-a apărut după trecerea domnului Mihai Buracu. Eu, evident, cunoșteam cartea dânsului Tăblițele de săpun de la ICTIP. Este volum memorialistic despre Pitești. A apărut în urmă cu ceva ani. A apărut în două ediții. La scurtă vreme după trecerea seara domnului, m-am întâlnit cu doamna Mihaela Ciobotea, cu fiica dânsului, și mă bucur că a reușit să ajungă și dânsa în seara aceasta. Care și dânsa avea aceeași idee de a încerca să-i reediteze acest volum. Prin urmare, am făcut ceva poate mai puțin obișnuit, din păcate. În România ne-am unit forțele și am reușit împreună să scoatem această carte. Sigur că se poate pune întrebarea de ce așa târziu și de ce ne-am gândit să o reedităm după dispariția lui Mihai Buracu. Răspunsul este destul de simplu, pentru că acum am putut. Pentru că Dumnezeu a rânduit în așa fel încât în 2011 și în 2012 să apară atât editura Philos, care a publicat acest volum, cât și Centrul de Studii în Istorie Contemporană, pe care l-am înființat în primăvara acestui an, și fără de care era absolut imposibil să scoatem acest volum. De ce am ținut să reedităm cartea lui Mihai Buracu? Din mai multe motive. Toate au legătură cu condițiile în care apar de regulă volumele de memorialistică la noi în țară. Ele au tiraje foarte mici, în primul rând. Distribuția lipsește cu desăvârșire în cele mai multe cazuri și acum cumva dau puțin din casă. Foștii deținuți de regulă, când își publică memoriile, se duc la o editură pe care o plătesc.
și după aceea rămân cu volumele în brațe. Ceea ce nu e chiar activitatea unui editor, din punctul meu de vedere, mai degrabă activitatea unei tipografii. Rămânând ei cu cărțile, le împrăștie pe unde pot, pe la biblioteci, pe la cunoștințe, de aceea foarte multe dintre ele nu apar în librării. Cele pe care le vedeți dumneavoastră în librării, pe de-o parte, sunt doar o mică, un mic număr de titluri față de cele care există, și pe de altă parte sunt, așa cum spuneam, în tiraje foarte, foarte mici. Ele nu ajung atât de cunoscute pe cât ar merita. Mai apoi, condițiile grafice în care apar aceste cărți de regulă sunt destul de precare și în aproape toate cazurile ele sunt lipsite de un aparat critic, adică de toate informațiile suplimentare pe care le poate oferi un îngrijitor de ediție, în așa fel încât un cititor care nu este extrem de familiarizat cu ce s-a întâmplat în perioada comunistă și mai ales în închisori, sau cu personajele care populează acea carte, să o înțeleagă mult mai bine. Deci toate aceste lucruri noi am încercat să le remediem. Și eu m-aș bucura dacă toate volumele de memorialistică ce vor apărea de acum înainte ne vor depăși eforturile. Ce este nou în acest volum? Pentru că spuneam că tăblițele de săpun, deci partea de volum memorialistic, a mai apărut în două tiraje, pentru cei care îl cunosc, bineînțeles. Volumul acesta, Eu sunt scribul, este compus din trei părți principale. În prima parte este acest manuscris legat de perioada comunistă, de închisori și mai cu seamă de experiența lui Mihai Buracu din Pitești. A doua parte conține un alt volum publicat de Mihai Buracu după 1990, un volum de poezii. Trebuie menționat că Mihai Buracu a publicat trei astfel de volume de poezii, însă noi l-am ales pe cel care avea legătură cu cartea. De ce? Poeziile acestea, parte dintre ele vor fi recitate în această seară de invitații noștri, sunt compuse în închisoare. Sunt poezii pe care Mihai Buracu le-a compus mental, evident, în închisoare și ceva mai târziu, după compoziția lor, a găsit circumstanțele altfel greu de întâlnit în închisori și în lagăre, de a le nota pe mici bucățele de hârtie și de a le scoate mult clandestin din închisoare. Ele de altfel s-au păstrat, evident, în arhiva familiei, iar după ce vom încheia evenimentul din această seară, le veți putea vedea și dumneavoastră, sunt aici pe masă în fața mea, în acest caiet negru adus de doamna Ciobotea, veți putea vedea micile fițuici pe care Mihai Buracu a scris aceste poezii și pe care le-a scos din închisoare. De asemenea, la sfârșit veți putea vedea în cutia din fața mea câteva obiecte care au aparținut, în afară de medalia primită la botez, de la fostul ministru Mihail Manoilescu, asta e o altă poveste pe care n-am să vă spun acum ca să nu vă țin foarte mult. Sunt câteva cruciulițe și alte obiecte sculptate de Mihai Buracu în închisoare și cureaua pe care probabil o vedeți deja, care este împletită chiar în penitenciarul Pitești, imediat după ce a ieșit din torturi. Unele dintre poezii sunt compuse de asemenea în timp ce era torturat. Asta făceau bandiții condamnați de regimul comunist. În timp ce luau bătaie, compuneau poezii și o să auziți ce fel de poezii. Spuneam deci că prima parte este dedicată Piteștiului și închisorilor comuniste, cea de-a doua acestor poezii, iar în cea de-a treia am publicat câteva articole dintr-un alt volum semnat de dânsul, articole scrise evident după 1990, publicate în diverse reviste sau periodice sau chiar discursuri parlamentare de ale sale, pentru a-i întregi cumva personalitatea. Pe lângă aceste lucruri,
Tot ca un element de noutate, volumul conține un studiu introductiv pe care l-a semnat, care tratează prezența lui Mihai Buracu în arhivele securității, atât în perioada de dinaintea Piteștiului, deci tot ceea ce înseamnă arestarea, anchetarea și condamnarea sa, cât și urmărirea informativă după eliberarea din închisoare, mai ales din anii 70. Există câteva pasaje foarte interesante în această urmărire aproape gratuită, dar intensă, de care a beneficiat Mihai Buracu. Nu vreau să vă plictisesc cu detalii, un singur lucru am să vă spun, că principalul reproș care îi se aducea, în lipsa unei activități realmente periculoase pentru stat, era faptul că era, așa cum spuneau comuniștii, mistic. Adică mergea la biserică. Lucrul acesta era considerat o foarte mare problemă. De ce? Pentru că în 1971 o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist decreta că trebuie intensificată educația ateistă în școli. Ori Mihai Buracu, fiind profesor în acea vreme și de altfel partea cea mai îndelungată a vieții sale, a fost profesor de limba română, având aceste concepții, între ghilimele, mistice, nu putea să le predea elevilor, din teama de a nu indoctrina, evident. A fost foarte aproape de a fi dat afară din învățământ din cauza acestui lucru și din cauza delațiunilor colegilor săi de catedră și în unele cazuri a unor elevi de-ai săi, dar lucrurile acestea le veți descoperi dacă veți parcurge studiul. Am pomenit deja de cuvântul înaintea lui Sorin Lavri, care din punctul meu de vedere e un articol excepțional. El a apărat și în cea de-a doua ediție, cred că nu și în prima, doar în cea de-a doua ediție a Tăbliților de Săpun. Și evident, așa cum am spus, există un destul de important aparat critic al cărții, adică există note la subsol pentru aproape toate personajele amintite de Mihai Buracu în volum, pentru anumite detalii, eu știu, mai puțin cunoscute de cei nefamiliarizați, cum spuneam, cu închisorile, precum și o importantă parte de anexe fotodocumentare în care se regăsesc atât pozele de la arestarea lui Mihai Buracu, evident poza de pe copertă este poza de la arestare, nu doar al lui Mihai Buracu, ci și a celorlalți colegi de lot, poze cu familia, documente de la arestare și așa mai departe. Mă bucur de asemenea că pe flapsul interior, pe ultimul flaps al cărții, în partea sus aici, veți regăsi unul dintre manuscrisele, între ghilimele, poeziilor, deci, pe care îl veți vedea în seara aceasta dumneavoastră, din fericire, și în carne și oase, ca să nu zic în hârtie, pe hârtie. Este un fapt foarte rar întâlnit, ca un deținut să poată să scoată astfel de poezii și de texte din închisoare, și tocmai de aceea am ținut să-l trecem acolo. Pe de altă parte, așa cum spuneam, în anexe se regăsesc și câteva din aceste obiecte pe care puteți să le vedeți în seara aceasta, precum și cureaua. În încheiere aș mai spune doar atât, cu riscul de a fi subiectiv, fără sprijinul editurii Filos această carte nu ar fi apărut. Suntem foarte privilegiați într-un fel de faptul că putem să... Nu te ascunde, domnul director, că oricum nu vreau să te pomenesc cu numele. Însă fără control total pe care l-am avut asupra editării acestei cărți, de la partea științifică de care m-am ocupat eu până la partea editorială de care s-a ocupat Ionuț Trandafirescu și la tot ce înseamnă partea de promovare și distribuție. Ar fi fost cu siguranță imposibil să scoatem această carte în
condițiile în care am reușit să o scoatem. Ea nu este 100% ce am fi vrut noi, dar este foarte aproape de acest lucru. Îmi cer scuze că m-am lungit mai mult decât am vrut. Domnul Lavric, vă rog. Eu am întâlnit 5 oameni care au trecut pe la Pitești, dintre care doi i-am cunoscut foarte bine. Este vorba de Neculai Popa de la Piatra Neam și de Mihai Burac de la Severin. Dintre ei, cel care am stat cel mai mult de vorbă, pentru că fiind amândoi severineni, ne-am întâlnit relativ timpuriu, chiar dacă l-am prins la vârsta instituției, am avut prilejul să stau cu Mihai Buracu și Severin și aici în București de vorbă și l-am pur și simplu am schimjuit cu întrebări, pentru că era martorul viu trecut pe la Pitești, de la care puteam să aflu fiecare detaliu pe care îl doream în privința unui fenomen care mă atrăsese prin atrocitatea lui și a cărui psihologie nu o înțelegeam. Și acest om a avut răbdarea să stea cu mine, să răspundă celor mai imposibile întrebări pe care îi le puneam. La început, în naivitatea mea, ceea ce mă atrăgea la fenomenul Pitești era sărbăticia, cruzimea, atrocitatea ca atare. Mă interesau faptele, actele ca atare, iar cu timpul, stând cu el, mi-am dat seama că trauma lui era mult mai adâncă decât acele torturi pe care încerc eu să le descriu în prefață. Era o traumă atât de intimă încât Mihai Burac nu putea să mi-o transmită. Și atunci, generalizând, mi-am dat seama că marea suferință prin care au trecut acești oameni, inclusiv Mihai Buracu, este că experiența lor de psihologie intimă, de durere mersă, mergând până la capăt, pentru că situația lor a fost limită, drama lor a fost că n-au putut să-și exprime această experiență. Este lucru pe care l-am simțit, cum să spun, față către față, stând cu Mihai Buracu și cu Neculai Popa de la Piatra Neamț. Una este să citești o carte despre fenomenul Pitești, unde dai peste niște cunoștințe livrești, unde cât de cât intri într-o atmosferă, și alta este să întâlnești un om viu care a trecut pe acolo. Ceea ce îți transmite este ceva pe care o carte nu se poate transmite. Este, dacă vreți, relația față către față de tip duhovnicesc. Asta am înțeles eu cu Mihai Buracu, dincolo de descrierile acestea fruste și dure ale torturilor la care era supus. Că experiența prin care trecuse fusese atât de intimă și de legată de sufletul lui, încât el fusese condamnat la singurătate. Și la fel toți ceilalți care trecuseră pe acolo. El nu putea să-și exprime ecoul sufletesc al torturilor. Noi putem descrie torturile, dar nu ne putem pune în psihologia lor, în sufletul lor, să ne dăm seama de starea lor de spirit. Iar drama aceasta, Mihai Buracu o transmitea prin prezența lui. Și m-a impresionat atât de mult, încât scriind această prefață, am încercat să intru acolo în partea aceea de inexprimabil al experienței sale. Ce înseamnă asta? Că modul cel mai sigur de a rata fenomenul Pitești este să-l descrii ca un episod istoric sau politic sau ideologic sau ca un episod atroce. Vai ce crunt a fost Pitești. Dacă îl descriem așa, îi ratăm esența, semnificația. Pentru că el în intimitatea lui a fost un fenomen de tip teologic, un fenomen de tip spiritual. Oamenii aceștia au trecut printr-o situație limită, de pe urma căreia unii au rămas distruși toată viața, iar alții au reușit să se ridice din nou prin ea de putere. Cei care au reușit să se ridice au povestit. Primul semn după care recunoști un om care s-a desprins de o traumă este că poate să vorbească despre ea. Câtă vreme este în ea, nu poate vorbi despre asta, un secret. Au fost oameni care au trecut pe la Pitești și n-au mai deschis niciodată gura despre Pitești. Popa Țanu, de pildă. N-a mai vorbit niciodată despre Pitești, deși a fost un torționar, unul dintre cei mai celebri de acolo. În caz straniu este Aristotel Popescu, care a fost și victimă și torționar și care astăzi e într-o stare de histrionist public. Alin Mureșan știe despre ce este vorba. Este un om care se expune... Da? Confund? Pardon. Confund. E cel pe care l-am cunoscut la Pitești anul acesta. Pardon. Confund.
E mai bine întotdeauna, că nu i-ați dat numele. Cazul e real, dar numele e eu. Deci nu i-ați dat numele. Asta este lucru definitoriu în fenomenul Pitești. Nu episodul ca atare, de schiz politic sau ideologic, ci intimitatea spirituală a ceea ce au trăit acei oameni. Cei care au povestit, cum vă spuneam, s-au desprins de experiența, s-au eliberat. Mihai Buracu spunea că după primii 2 ani de la eliberare n-a mai putut să intre într-o biserică să roage. Era în stare de apostazie, de lepădare, de tot ce înseamnă Dumnezeu semen, nu mai avea încredere în nimic. După 2 ani de zile, a intrat într-o mănăstire și a reușit, spune el, căzând în genunchi în fața altarului, să roage și să plângă și să întâmplă să-i libereze. Asta este cel mai important la fenomenul Pitești, dincolo de stigmatele politice care putesc astăzi asupra a ce s-a întâmplat acolo, pentru că trăim într-un anumit context ideologic, sper să scăpăm de el. Această esență spirituală a fenomenului poate fi lărgită, poate fi generalizată asupra fenomenului penitenciar în genere. Și lucrul ăsta îl surprinde foarte bine Gheorghe Calciu când spune ceea ce s-a întâmplat cu noi n-a fost o simplă nenorocire politică, ceea ce s-a întâmplat cu noi a fost un teren de bătălie între două principii, între bine și rău. Indiferent că fiecare tabără considera că cealaltă este rea. Acolo s-a dat o bătălie de tip transcendent. Tocmai de aceea, spune Gheorghe Calciu foarte frumos, cu noi se vor lupta chiar și atunci când vom muri. Chiar și morți vom fi niște adversari lutabili pentru ei. Și lucrul ăsta se simte astăzi. Nu este ușor să vorbești despre Gheorghe Calciu sau despre Mihai Buracu sau despre fenomenul Pitești oriunde. Există o rezervă, există o reținere, știți despre ce este vorba. Cei care au reușit să iasă din groapa aceea a situației limite, a prăbușirii, au fost niște oameni care, într-un fel, s-au îmbunătățit, s-au transfigurat. Asta este formidabil. Intenția cu care a pornit fenomenul Pitești a fost îndobitocirea și preschimbarea unor oameni, niște slugi, prin tortură. Cum e că unii dintre ei s-au transfigurat și au devenit cu totul altceva? La pol opus. În loc să se îndobitocească, s-au înnobilat. Au căpătat o demnitate aparte. Gândiți-vă la Calciu. Un caz extraordinar de om care pur și simplu a renăscut. Mihai Buracu asemănător. Nicolae Popa asemănător. Ce era uimitor când îi întâlneai? Că avea o anumită ținută, avea o anumită demnitate și, culmea, avea o căldură care iradia din ei. Lucrul ăsta l-am simțit la Mihai Buracu. Era ceva care ieșea din ei, ceva pe care noi, care n-am trecut prin situația aceea, nu putem transmite. Am început prin a vă spune că experiența Piteștiului a fost o experiență netransmisibilă, adică mistică. Ceea ce nu poți transmite, ceva care nu poate fi pus în fabulă, este ceva inefabil, asta înseamnă inefabil, nu poate fi pus în fabulă, adică este mistic, nu poate fi prins în cuvinte. Iar acum vă spun, deși inexprimabilă experiența lor, totuși Mihai Buracu sau Gheorghe Calciu sau Nicolae Popa transmiteau ceva. Era ceva care iradia din ei. Aspazia Oțel Petrescu, dacă vă spune ceva acest lume, femeie care a făcut, dacă nu mă înșel, 12 ani de pușcărie, spunea, noi am suferit atât de mult încât singura soluție pe care am mai avut-o a fost să fim buni până la capăt. Noi nu mai aveam altă cale decât bunătatea fără răutate. Noi nu puteam să mai fim malicioși, răi. Suferința ucisese noi răutatea. Noi eram buni. Ei, bunătatea asta a simțit-o fiecare dintre cei care au avut prilejul să stea lângă un deținut politic care trecuse prin ani și ani de pușcărie. Este o experiență pe care nu poți descrie. E ceva care pleacă din ei și vine spre tine și într-un fel te amprentează. E ceva spiritual. Tocmai de aceea, fenomenul acesta pe care, dacă să-l judecăm după primele aparențe, este ceva atroce, banal. A fost o cruzime între niște copii care s-au căsăpit acolo. Fenomenul acesta, de fapt, are un miez spiritual. Cei care nu ne lasă astăzi să vorbim cum vrem despre lucrurile acestea, este pentru că sunt cei care intuiesc că acolo există ceva spiritual care este viu.
Este vorba de toți, de toți deținuții și de toți acei martiri și potențiali sfinți despre care încă nu putem pune problema canonizării. Pentru că acolo este un mir spiritual viu. Am simțit întâlnindu-i pe acești bătrâni. Și repet, experiența întâlnirii cu un asemenea om depășește întâlnirea cu o carte, fără să am intenția de a minimaliza cartea. Un om îți transmite ceva pe care o carte despre Pitej nu ți-o poate da. Când am fost cu Alin Mureșan în vara aceasta și am intrat în camera 4 spital, celebra cameră de tortură de la penitenciarul Pitești, acolo simți ceva. Simți pereții aceia, deși acum sunt vopsiți și cu o tencoială normală, fără să mai fie urme a ce s-a întâmplat acolo, pereții aceia parcă păstrează o memorie. Și când intri în camera aceea 4 spital, știind ce a fost acolo, cum a murit, de pildă, Cornel Nițe, dacă nu mă înșel, felul în care a murit acolo, lucrurile astea se așează pe tine și nu le mai uiți. Și este uimitor că Alin Mureșan și cu Ionuț Trandafirescu și cu prietenii lor de la Pitești au reușit să preschimbe o parte din acel penitenciar într-un muzeu. Și au prins numai camera 4 spital, care este un mausoleu al chinurilor de acolo. Mihai Buracu, cum vă spunea Alin, într-o noapte albit. Gândiți-vă cum e să albești într-o noapte. Gândiți-vă cum este să se dicteze, pur și simplu prin dicteu inconștient, o poezie și să o reții și apoi să o pui pe hârtie. Pe semne că este idealul oricărui poet, pentru care poezia este pur și simplu o suflare divină care vine asupra ta. Mihai Buracu a trecut prin asta, dar prețul pe care l-a plătit a fost situația aceasta limită. De obicei se spune că ca să fii bun trebuie să treci prin asemenea situații limite. Nimeni nu și-a dorit să treacă prin Pitești. Cred că nimeni, nici Calciu, nici Buracu, nici Oprișan, nimeni n-a visat că vor ajunge acolo și totuși au trecut pe acolo. Cam asta vreau să vă spun. Faptul că suntem aici și vorbim despre Mihai Buracu, care nu mai este fizic printre noi, ține până la urmă de actul acesta spiritual. Este un act religios, chiar dacă este un act religios nebisericesc. Și tocmai de aceea ne aflăm într-o librărie care are și nume înțelept în Sofia. Îl felicit pe Alin pentru că a reușit să scoată această carte și voi fi alături de el în tot ceea ce face în privința scoaterii la lumină acestui trecut comunist pe care mulți îl vor uita. Trebuie să scoatem tot și să spunem tot ceea ce a fost. Golgota. Din ape, din pământ și din păduri ies nopțile rânjind să ne sugrume ca niște apocaliptice făpturi, cutreierând flămândă peste lume, pe care dintre noi îl îndrăgesc, de-l caut atât prin săpătura înaltă, de țărmurile toate se urnesc cu ploaie și vântul la oaltă. Plecați pe rângi, ne istovim din greu, să dăm de capăt stâncilor și humii, de parcă am ști că aici e Dumnezeu, înmormântat de la începutul lumii. Izbim mereu și ca într-un sur de cou, mi se prăvale muntele în timpane, de parcă ne-am munci într-un cavou să ne zdrobim truditele ciolane. Și cum prin pâine
sticlă ne mișcăm înceți, mis tâmplele un scrâșnet de motoare. Și în loc de mâini, parcă am avea lopeți, și în loc de tălpi, șenile la picioare. Iar către zori, împovărați de rângi, când în genunchi cădem ca pe o gorgotă, ne pare cerul întrezărit prin crengi, halucinant, ca cea din urmă cotă. Cernăruit. Înfricoșate, mâinile se strâng pe armă, din loc în loc, tot mai des, semafoare de foc semnalează alarmă. Peste gherete, peste sufletul din noi, trec trenuri încărcate cu noroi. Peste fruntea noastră zdrobită și arsă, cineva rupe din țărmuri mai înalte, mai grele, și varsă din cupe pucioasă și mâl să ne spele. Cineva nebun aleargă pe cote și dărâmă din deal în mal după mal. Cineva se tânguie trist ca un clopot, râde cu hopot și împinge în noi ca un câine sălbatică poftă de pâine. Pașnicii tac, ciocanele tac, doar sufletul plânge mărunt și posac. Și în cerul năruit peste șantier n-a mai găsit nimic din vechiul cer. Rugăciune. Întorci de departe, cu inima frântă, negându-l la cei ce s-au dus. Rugăm-te, Doamne, adunii de sus, părtași pentru ziua cea sfântă, cu Duhul vor trece în chip de lumină prin țara cu bocete multe și în ceasul acesta vor sta să asculte la veacul ce încă suspină. Și în zborul albastru de peste morminte, prin țarii cu gropi fără nume, durerea din ochii cernitelor mume vor strânge-o în palma fierbinte. Și întorci întru tine sub bolta înserării, ca în mâini nevăzute de arhanghel, va arde lumina în sfintele candeli, umplute cu lacrima țării. Știu veacurile. Știu veacurile cum să cumpănească când ne vor pune anii în talere. C-am rupt din munți și-am dus pe mâini galere pentru credința noastră împărătească și pentru dreptul nostru la înviere. Știu veacurile și vor pune în carte ca să rămâie mărturie dreaptă că n-am îngenunchiat pe nicio treaptă și de-am murit ne-am ridicat din moarte și am răsplătit cu fapta orice faptă. Și dacă ne-am bătut cu fața subtă și fruntea de durere încrâncenată, vor trece în carte fapta minunată,
că am luptat și de n-am căzut în luptă, în moarte am fost mai tari ca niciodată. Trapez. Pleacă circul. Zboară pe fereastră serile de vineri până joi și se vor întoarce în era noastră după judecata de apoi. Pleci și tu și pleacă și puștimea ce-a crescut cu ochii la trapez, învățând ce sfântă e trăimea saltului mortal pentru un crez. Prezent. Le-au pus în lanțuri dragostea de țară, ca pe o sândă sau ca pe o cară, și-au făcut din tinerii ce-au fost martiri și mucenici întru Hristos. Când îi chemăm din bejne de închisoare, ei sunt prezenți în gândul ce ne doare. Cu ce-a rămas în noi curat și bun, îi pomenim și ei prezent ne spun. Noi îi chemăm și ei cu glas profund, ca și când vii ar fi, prezent răspund. Mi-ai dat durerea și puterea de a aduce această răstignire de pe cruce. Le-ai dat un nume, dar acum ale sunt ale tale dintr-o ale tale. Înfrânți, dar învinși niciodată, uciși, dar nici când muritori, în lupta de-a pururi purtată prin aspre furtuni și închisori. N-aduce ceasul ce n-aduce anul și, Doamne, cât mă simt de obosit. Cu parul în mână așa de gardian și mă înjură că am rămas bandit. Manifest. Mi-e versul aspru, mi-l aș vrea grenadă, să-l simt ca târnă greu la cingătoare, iar pentru voi frățească îmbrățișare și în toiul luptei grele baricadă. Din fluiere gătiți-vă pistoale, din doină marși, oriind de prohodire, cetăți din munți, din șesuri cimitire, pentru acei ce ne vor sta în cale. Alegeți ramul, cât mai trainic ramul, pe care să-l împodobiți cu ștreanguri, spânzurători acestor ce pe ranguri ne-au pus zăloc credințele și neamuri. Și când flămând de focurile toate vor mistui hambarele minciunii, vom poposi sub corturile lumii și ne vom îmbăta de libertate. Plânge Strâmbălemne, poezie concepută la zvonul că a murit Radu Gir. Plânge Strâmbălemne lângă un chiparos, i-a murit pe semne prieten credincios. Văile fac vatră tânguirii lui, plânge sfarmă piatră după cel ce nu-i. Sângerând, balada-și deschide rana, albă ca zăpada, plânge cu sânziana. Numai baba Cloanța râde și-o aud. A murit speranța noastră din Iaiut. Unde sunt munții? Unde se bat cap în cap? Poate că aș pătrunde pumn să-i adap. Apă cu minune să aduc, să-i ud, iarăși să răsune cântul în aiut. Lacrime de sânge se tot strâng și voi, plânge țara, plânge, tristă ca și noi. Lupta mai departe, cine să ne îndemne? A plecat pe-o carte, plânge Strâmbă Lemne.
cloșca cu pui, craii somnului. Ciulesc de parcă n-au găsit sub cearcă neboabe de argint. Visor fi găsind că de atâtea nopți suntem tot mai copți. Ca dormind, stăm treji și cătăm la ei. Struguri, strugurei, musc de somn pe vrej, unde s-a nimei. Somnul de copil, amintească și-l plânsetul tău, mamă, Moș Crăciun titil, îngerii din rai. O, de bună seamă că între atâția prunci, eu eram atunci cel cătat de crai. Buni sunt de departe anii de liceu, somnul lung și greu apucat pe-o carte. Să-ți mai amintesc spată de zăpadă primul te iubesc? Sau a fost minciună somnul din livadă legănat de lună? Ochii tăi frumoși ca cerul înspre toamnă nu mai caută cloșca. Cine-i mai îndeamnă să pornească stol? Poate că domol fac un alt ocol și altul o să creadă că în livada lui a sosit întâi craii somnului. Aș dormi, dormi noaptea întreagă și ziua până în seară, pentru că de-acum vor veni duium alte nopți târzii, când plecat prin țară am să adun în gând, liniștea cântând, și ca de departe anii mei plângând, ca să-i pun în carte. Cine mă strigă, Mihai, și-mi bate la porțile inimii mare și întristate, de-mi farmec auzul cu strigătul ei? Sunt eu, prea iubite, ți-aduc ghiocei, ți-aduc primăvara și dorul să vii. Sunt paștele astăzi, iar tu întârzii și tristă cu noaptea te aștept în veghiere. Grăbește, e timpul să mergi la înviere. Ce stranie jale chemarea ți-mi aduce, nu-i timpul, iubito, sunt încă pe cruce. Ia-ți dorul de mână și pleacă îndărât, căci scris este ceasul când am să mă arăt cu răni încă vii la mâni și picioare. Să-ți spun, pune mâna și vezi de mai doare, dar râs fericită, deși sângerat, căci scris e că astăzi din morți m-am sculat. Când încercam să le rețin, am ajuns la aceeași concluzie la care, pe care a menționat-o și domnul Sorin Lavric înaintea mea, anume că există o experiență care nu se poate exprima în cuvinte și aș sfătui pe cei care au cumpărat deja volumul sau urmează să-l cumpere să nu treacă foarte, foarte repede peste poeziile lui. Pentru că poeziile lui, în poeziile lui, cu cât te adâncești mai mult, cu atât parcă descoperi alte nuanțe, alte adâncimi pe care al minteri probabil că n-ar fi putut să le exprime în niște simple memorii. Eu sunt aici. Eu sunt aici. Cu sufletul în pădure. Cu inima la pândă între ape. Când vin îndoiala să se adapte credințele din noi să ni le fure. Eu sunt aici. Din zori mânându-mi boii, din țarină flămând să mușc cu fierul sub binecuvântarea în care cerul revarsă peste mine harul ploii. Eu sunt aici, în turn de mănăstire, cu inima-mi pe buze reci de clopot, vestind a rugăciune și a clocot, când zările dau semn de năvălire. Eu sunt aici, cu graiul din bătrâni, cu frații mei, cu rostul meu întreg. De veacuri sunt aici și nu înțeleg
De ce străinii tot scornesc minciunii? Când voi muri, când voi muri, va fi o dimineață cu limpezime adânci ca de fântână și voi păși cu Dumnezeu de mână în țara veșniciilor de gheață. Abia trezit, cu ochii mari de ceață, apa voi trece ca printr-o poveste, urcând tăcut nemai urcate trepte. De acum, cunoscători în rosturi drepte, prietenii plimbărilor celeste vor ieși înainte să mă aștepte și m-or chema acolo unde vinul se zbate în piatră, limpede și rece, să beau cu ei și pururi vom petrece cu Bacchus, fericit slăvind destinul izvorul lui cel bun, să nu ni-l sece. Și-mi vor cânta din harfe înstelate femeile iubirii pământene și-mi vor zâmbi și m-or chema alene să le strivesc cu aceeași voluptate ia stâmpărul dorințelor viclene. Dar tot mai singur m-oi sui în slavă și-oi aștepta cu sufletul amar să vii și tu sub înflorit umbrar trecuta cupă, plină cu otravă, s-o preschimbăm într-una de nectar. Vă mulțumim! Mulțumim, în primul rând, editurii Filos, că a făcut posibilă apariția acestei cărți. Mulțumim și domnului Alin Mureșan, care și-a dedicat ultimii ani cercetării și publicării unei istorii care ne-a fost interzisă înainte de 89. Mulțumim domnului Lavric, care ne-a împărtășit din experiențele personale avute cu niște oameni extraordinari. Mulțumim autorilor pe care i-am invitat că ne-au transmis trecând prin sufletele lor aceste versuri minunate și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Mulțumim și fiicei domnului Buracu că ne-a adus aceste obiecte prețioase pentru dânsa, dar și pentru noi, obiecte despre care noi doar am citit până acum, iar acum avem ocazia să vedem, să le vedem, să le atingem. Mulțumim, doamnă. Doamne ajută.